în Cioloș, sunteți prezent într-o zi în care, la nici 24 de ore, am văzut așa un val de reacții din partea USR Plus, PNL și um, lideri ai acestor partide care se laudă cu eliminarea pensiilor speciale. Ne-a povestit, Andreea, câteva detalii economice. Ce înseamnă această eliminare a pensiilor speciale? Credeți că au are această lege o vulnerabilitate în acest moment? Vorbim de pensiile speciale ale parlamentarilor, parlamentar. pentru că urmează și celelalte. Nu ne laudăm cu nimic. Noi am promis lucrul ăsta în campanie. N-am votat niciodată pentru ele. Mai mult, colegii noștri din USR, înainte de terminarea mandatului precedent al Parlamentului, uh, și-au dat demisia tocmai ca să nu existe nicio ambiguitate, că le-am susținut într-un fel sau altul, care exista acolo vreun, vreun interes. Eu văd că se laudă și asta e ipocrizia maximă. Partide care au votat pentru, PSN. care au promovat uh, legile uh, pentru pensiile acestea, speciale când au simțit că uh, există o susținere puternică în uh, rândul populației pentru eliminarea acestor pensii injuste sau indemnizații, că de fapt nici nu sunt pensii, sunt indemnizație uh, după pensionare pentru cei care au avut mandate în Parlament. Deci noi n-am avut niciodată altă uh, abordare pe pensii și așa cum am spus, vom continua și cu celelalte. Am spus că imediat ce acest lucru e posibil, Vom lua decizii pentru a elimina pensiile speciale care, pe care putem să le eliminăm imediat. Am făcut-o cu parlamentarii. Urmează să discutăm, să vedem care e procedura pentru a modifica și codul administrativ unde sunt prevăzute pensiile pentru primari. Asta și, urmează. Și am, început, da, și am început să lucrăm pe analiza legislativă, juridică, tocmai pentru a evita riscuri la Curtea Constituțională și pentru uh, alte categorii de pensii care merg dincolo de contributivitate, fără ca lucrul acesta să Aveți fie justificat. Aveți certitudinea că acest proiect este constituțional, cel care elimină pensiile speciale pentru parlamentari? Doamna Suciu, cu Curtea asta Constituțională, îmi pare rău să spun, niciodată nu ai nicio certitudine pentru că vezi că interpretează lucrurile într-un fel sau altul. Eu sper totuși, pentru că noi am analizat cu juriștii noștri, sper totuși ca și Curtea Constituțională să uh, confirme această analiză că instanța care a introdus aceste pensii, aceeași instanță ia decizia să le elimine. Deci nu, chiar nu văd unde ar fi problema. Această lege nu, reac, nu acționează retroactiv, adică cei care să zicem ar fi luat pensii până acum le-au luat, nu li se cer banii înapoi, dar din momentul acesta, odată ce legea e publicată în monitor oficial, și ea devine valabilă, din momentul acesta nu mai există pensii speciale pentru Nu ar putea interpreta judecătorii Curții că e o retroactivitate în acest amendament al USR nu plus văd, nu pensiile văd, speciale Nu înflată. văd ce, de ce ar fi retroactivitate sau nu văd ce ar putea reproșa. Deci, juriștii noștri ne-au confirmat, pentru că am întors-o pe toate părțile, că nu există riscuri și ar fi aberant ca instituția democratică cu cel mai rang cel mai înalt rang în stat care votează legi, Parlamentul României să n-aibă posibilitatea să ia astfel de decizii. Adică nu știu, ar însemna că ne ducem în gard dacă Parlamentul care le-a introdus nu poate să decidă că le și elimină. În aceste zile și inclusiv săptămâna aceasta în Parlament, cei de la partid, din partea Partidului Social Democrat v-au acuzat inclusiv de ipocrizie pentru că dumneavoastră de la Bruxelles, în momentul în care veți ajunge la vârsta pensionerii, veți putea obține această pensie specială, dar pe de altă parte nu le acordați același drept parlamentarilor. Dar nu e nicio ipocrizie. Eu n-am susținut niciodată pensii speciale nicăieri, nici în Parlamentul European. Am văzut, eu nici nu știam că există lucrurile acestea, o să pun subiectul acesta în discuție în conferința președinților de grup, să vedem dacă e etic, moral. Eu știu că acolo există un grad de contributivitate, se pare că pensiile nu sunt proporționale cu contributivitatea, o să pun subiectul acesta în discuție și acolo. Dar acum vorbim de politica din România, că așa o să mergem în Statele Unite, pe sau în Japonia, nu mă interesează ce acolo. Da, în Parlamentul European sunt membru al Parlamentului European și o să pun subiectul acesta în discuție, sper ca și PSD-ul să-l pun în în discuție în Parlamentul European, pentru că și ei au reprezentanți acolo, dar ipocrizia e din partea celor care s-au bătut pentru aceste legi, care s-au bătut ca ele să fie menținute, pentru că altfel dispăreau de mult. Și ipocrizie, și mulțime, ipocrizie 2015, e din partea 2016, celui, ce care spune, celui care spune acum că ar fi trebuit să le uh, eliminăm prin ordonanță de urgență, pentru ca ele să fie o pradă sigură a cursii constituționale. Deci un membru al Parlamentului României, președintele, să spună, Partidului Social președintele opoziției să spună că ar fi trebuit să le eliminăm prin o ordonanță de urgență când asta e atribuția Parlamentului, când e vorba de o lege care vizează parlamentarii, nu guvernul, mi se pare ipocrizie și lipsă de bun simț.